Continuăm și în această seară seria vocilor care contează la Euronews România în fața dumneavoastră. Prin urmare, invitatul dumneavoastră din acest minut, pentru prima oră în care suntem împreună în premieră într-un platou de televiziune de știri, în premieră într-un interviu televizat, excelența sa, ambasadorul Ucrainei la București, domnul Ihor Prokopciuk. Good evening, Ambassador. Bună seara, domnule ambasador. Bună seara, Claudiu, și bună seara tuturor telespectatorilor. Vă mulțumesc de la început pentru prezența dumneavoastră aici. Vreau să mulțumesc pentru invitație și mă simt privilegiat că Euronews România m-a invitat și o iau ca un semn de mare interes care există în acest studio, dar și în această țară, față de evoluțiile războiului din Ucraina inițiat de Rusia. Acest subiect merită cea mai mare atenție din partea noastră tuturor și sunt mulțumit că avem șansa să avem această discuție și că am șansa să actualizez telespectatorii. Mulțumim pentru cuvintele dumneavoastră. Excelență, dacă ne uităm la ultimele bombardamente din această săptămână, unde crezi că vrea să ajungă Rusia în legătură cu cu lumea, în relație cu SUA, în relație cu Uniunea Europeană? Când vorbim despre bombardamentele de această săptămână, vreau să vă aduc aminte ce s-a întâmplat în ultimele zile. Acum două zile, luni, Rusia a bombardat orașele din Ucraina, în toate regiunile din țară, din nord, sud, centru și vest. Capitala a experimentat cel mai mare bombardament de la începutul acest bombardament în februarie. Avem cifrele că rușii au tras peste 80 de bombardamente asupra Ucrainei, asupra infrastructurii critice civile. Sunt rachete de croazieră, balistice, care au fost lansate de pe Marea Caspică și Marea Neagră. Au fost lansate din aeronave și au fost lansate și de la sol. Deci a fost un atac masiv care a țintit orașele și infrastructura civilă. S-a întâmplat la orele de vârf când ucrainienii se duceau la birourile lor, la muncă, văzându-și de treburile zilnice. În acest sens, acest bombardament a fost îndreptat și a cauzat multe daune în rândul civililor. Acest atac a fost precedat de alt atac care s-a întâmplat în noaptea de sâmbătă spre duminică, când mai multe explozii au fost în orașul Zaporojie, cauzând moartea 13 oameni și lăsând mai mulți răniți. Vreau să mulțumesc tuturor țărilor care au vorbit în ultimele zile și au condamnat puternic aceste atacuri efectuate de Federația Rusă. În special vreau să remarc declarațiile președintelui din București, căruia ei s-au alăturat alte doi președinți din regiunea Baltică. Aceste declarații condamnă în mod clar bombardarea orașelor ucrainene și le-a numit crime de război, care nu au statut de limitare și care a fost răspunsul Moscovei la aceste declarații și la aceste îndemnări de a înceta bombardamentele. Rușii au continuat.
Ceea ce au făcut este efectiv un atac terorist. Au atacat civili, au țintit și au vrut să creeze condiții de nesuportat în rândul populației. Așa că au vrut să stimuleze un alt val de strămutare în Ucraina. Când ne uităm la ceea ce înseamnă pentru Statele Unite, pentru Europa, în mod cert, efectuând aceste atacuri și dorind să crească numărul de strămutări în Ucraina, să crească presiunea asupra Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că mai mulți ucrainieni ar fi trebuit să plece, să fugă pentru siguranța lor, fie în Ucraina, fie în afara granițelor în Europa. Dăm voie să îți amintesc, Claudiu, că pentru moment, conform cifrelor prezentate de organizațiile internaționale, de la începutul acestui război al Rusiei asupra Ucrainei, peste 14 milioane de ucrainieni au fost strămutați. Este vorba de ucrainieni care au plecat din casele lor și ca să-și caute siguranță. Peste 14 milioane. Aproape jumătate din acest număr au rămas în Ucraina, dar s-au mutat în alte regiuni, iar jumătate au trecut granițele Ucrainei cu alte țări. Este cea mai mare strămutare din Europa de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Deci orice atacuri care cresc aceste numere, cifre, desigur, cresc presiunea asupra țărilor, asupra guvernelor, asupra sistemelor naționale și acesta este unul din obiectivele urmărite de atacurile ruse. În această serie de evenimente, Zaporojie este adus în atenția noastră de către cuvintele dumneavoastră, Excelență. Cum evaluați, după mai bine de 200 de zile de război, amenințarea, pericolul nuclear? Speaking about nuclear, vorbind despre nuclear, domeniul nuclear, vreau să aduc aminte zilele de început ale acestui război. De ce vreau să spun tot timpul că războiul Rusiei împotriva Ucrainei? Pentru că războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei nu a început anul acesta, anul februarie. A început în 2014, deci durează de mai bine de 8 ani. În 8 ani, din 2014 până în 2022, rușii au putut să-și impună voința asupra președintelui ucrainean, asupra guvernului ucrainean și asupra populației ucrainiene și au recurs la un război complet asupra țării mele. Când reamintesc primele zile de război, îmi aduc aminte oroarea când au început să bombardeze centrala nucleară Zaporojie, când au început să folosească forțe militare pentru a captura această centrală civilă pașnică. În acel moment au arătat că pot recurge la terorism nuclear și să creeze amenințări semnificative pentru populația Ucrainei și pentru celelalte țări. Centrala Zaporojie este sub controlul ocupanților ruși. Acum câteva săptămâni am avut un atac, un alt asupra altei centrale nucleare din Ucraina.
And it showed that the dangers. Și a arătat pericolele, că pericolele sunt prezente. They need to be borne in mind. Și că trebuie avute în minte atunci când gândim despre eventualitatea acestui război care este în desfășurare. Este foarte important dialogul pe care îl avem acum cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică pentru a stabili o zonă demilitarizată în jurul centralei Zaporojie ca să înlăturăm amenințările nucleare pentru Ucraina și pentru celelalte regiuni. De aceea, domnule ambasador, care este prioritatea Ucrainei în ceea ce privește centrala nucleară? Prioritățile noastre, cum a zis foarte bine președintele, care s-a întâlnit cu directorul general al agenției, care a discutat cum să se asigure securitatea pentru această centrală și în jurul ei. Avem o vedere clară că centrala trebuie demilitarizată. Forțele ruse, rusele armate trebuie scoase din acea centrală. Și trebuie să fie în acolo civil, așa cum era de la început. Această centrală trebuie transferată sub controlul autorităților ucrainene, cărora le aparține centrala. Vreau să le amintesc telespectatorilor că Ucraina, ca și alte țări care fac parte la agenție, au obligația de neproliferare. Ele au să documente cu Agenția Internațională privind siguranța, iar aceste fișe de siguranță privesc centralele nucleare. Această centrală aparține Ucrainei și este sub un astfel de acord cu Agenția Internațională. Trebuie returnată controlului autorităților Ucraine, iar rușii trebuie să plece de acolo. În ce termeni ați descrie procesul de demilitarizare a centralei? Cred că poate fi un subiect de discuție, negociere. Și apreciem implicarea personală a directorului general al agenției în stabilirea parametrilor pentru stabilirea acestei zone de siguranță la centrala din Zaporojie și în jurul acesteia. Dar s-ar putea să fie un set diferit de parametri. Principalul obiectiv este că noi toți trebuie să avem în minte că nu trebuie să existe prezență militară la această centrală civilă și că această centrală trebuie să revină sub controlul autorităților ucrainiene. Spune că acesta este singurul punct cu care trebuie negociat cu Rusia acum, centrala de Zaporojie. Sunt și alte subiecte care sunt în discuție cu Federația Rusă. Another topic. Un alt subiect. That, depends also on. Care depinde și de deciziile de la Moscova. Continuation of the agreement. Este continuarea înțelegerii privind coridorul verde de la porturile Mării Negre ucrainene. Acest acord și operarea acestui coridor a ajutat la diminuarea problemelor alimentare și la stabilizarea prețurilor pe piața internațională. Criza care de la început a fost creată de Federația Rusia și de blocada care au instituit-o asupra porturilor ucrainiene. Deci este bine că s-a putut să livrăm unele grâne
of many countries, dar în interesul multor țări din Africa, din Sud-Est, aranjamentele privind acest coridor trebuie să continue și iar grânele să fie livrate din porturile de lângă Odessa. Un conflict, domnule ambasador, din 2014. Ce îl poate opri pe președintele Putin? President Putin. Președintele Putin and the authorities in Moscow, they și autoritățile de la Moscova respectă puterea. What can provoke them and provokes them. Ce poate provoacă și ce îi provoacă este slăbiciunea. De aceea este mod imperativ, este imperativ să dăm dovadă de putere. Ucraina a dat dovadă de așa ceva. Forțele militare ucrainiene, ucrainienii au dat dovadă de puterea voinței lor, de puterea spiritului lor și de puterea brațelor lor. Am dat dovadă și de putere în ceea ce privește solidaritatea internațională. Și este important să menținem această solidaritate pentru a face ca Rusia să înceteze războiul și să se retragă pe propriul teritoriu și în propriile sale granițe. Vorbind despre prioritățile imediate în ceea ce privește stadiul războiului, dați-mi voie să subliniez că and also in the aftermath of și în ceea ce va urma după aceste atacuri teroriste care au avut loc în ultimele zile. Prioritățile imediate sunt întărirea apărării aeriene ale Ucrainei și antirachetă și furnizarea de arme în plus care să asigure capacitatea necesară ca forțele armate să continue să avanseze. În ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile este o exprimare a neputinței exprimată de Moscova după eșecurile la care au fost martori pe câmpul de luptă în fața forțelor ucrainiene. Avansul pe care l-am putut realiza și cred că acest avans continuă acum în zilele acestea. Și chiar acum când vorbim, avansul acesta continuă și este rezultatul curajului și a abilităților ucrainienilor, dar și al sprijinului pe care l-am primit în ceea ce privește echipamentul de defensiv militar. Ne-a permis să obținem capacități noi pe teren și acesta e modul în care ar trebui să continuăm pentru a avea câștig de cauză pe câmpul de luptă, dar și pentru a avea câștig de cauză în ceea ce privește respectarea dreptului internațional, al normelor care au fost atât de violent încălcate de către Putin și de către administrația rusă. Având în vedere zilele în care pacea va veni în Ucraina și pentru o mare parte din Europa, există vreun loc, există vreun mod prin care să negociați cu Rusia, având în vedere pacea, aveți să poate negocia cu atacatorul? We all have in mind peace. Cu toții avem în minte pacea. Ucrainienii, românii, toate națiunile vor să trăiască în pace, să prospere, să coopereze. Acesta este normalul. We cannot change the geography. Nu putem schimba geografia. Avem o graniță comună mare cu Rusia. Și știm unde este această graniță. The Russian forces crossed this border. Trupele ruse au trecut această graniță. They must go back. Și trebuie să se întoarcă. When?
Ukrainian sovereignty. Când suveranitatea ucraineană este reinstaurată pe tot teritoriul Ucrainei în granițele recunoscute internațional, vom avea dezbateri cu Rusia. Dezbateri privind principiile coexistenței noastre. Dezbateri privind reparațiile care trebuie plătite de Rusia pentru toată suferința și distrugerea cauzată, pe care au cauzat-o ucrainei și nației unii ucrainiene. Acestea vor fi subiecte de discuție. Întrebarea este când vor avea loc aceste dezbateri. Acestea au loc atunci când eliberăm teritoriile ucrainiene care continuă să fie ocupată de forțele ruse. În acele teritorii, ucrainienii care au rămas acolo sub o presiune groaznică, este foarte clar că este o dovadă clară că în zonele din Ucraina care au fost eliberate în ultimele săptămâni de sub ocupația rusă, vreau să le aduc aminte telespectatorilor că de când forțele ucrainiene au început contraofensiva la începutul lui septembrie, au eliberat peste 9.000 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean. Numărul orașelor și satelor eliberate de ocupanții ruși și din nou, ca și mai înainte, în suburbiile Kievului și în alte orașe, acum în Izum și din oblastul Harkov, forțele ucrainene găsesc gropi comune, găsesc camere de tortură care au fost folosite de ocupanți ca să tortureze populația civilă. Este ceea ce s-a întâmplat în teritoriile ocupate. Trebuie să fim absolut clari în ceea ce privește înțelegerea că au avut loc încălcări absurde ale drepturilor omului. Torturi, executări extrajudiciare, deportări forțate. Acestea sunt emblemele ocupației ruse. Am văzut în lunile trecute că toate aceste crime au o natură sistematică. Nu este excesul unui individ sau al unei unități. Este modul în care își desfășoară războiul. Încalcă cutumele desfășurării războiului. Spunând acest lucru, vreau să subliniez că este important să ducem acești autori ai infracțiunilor în fața justiției. Este o cale foarte importantă a activității ucrainene și a colaborării cu partenerii internaționali. Deci, în timp ce există o cale prioritară de apărare militară, există o cale prioritară privind sancțiunile. O altă măsură este de a aduce autorii ruși în fața justiției pentru crimele împotriva umanității. Aș dori să elaborăm acest subiect al sancțiunilor. Sunt curios care este stadiul în fața curții internaționale penale atunci când vine vorba de crime de război. Ucraina a depus mai multe cauze la diferite instituții, printre care Curtea Penală Internațională,
De asemenea, la Curtea de Justiție ONU și la Curtea Drepturilor Omului Europeană. The violations committed încălcările comise în timpul acestui război sunt de o asemenea amploare încât oricare dintre aceste instituții are autoritatea de a examina aceste cazuri și a da hotărâri. Cooperăm îndeaproape cu această curte penală, cu procurorii care au fost numiți pentru caz. Iar în prezent, accentul important se pune pe documentarea și colectarea de probe privind infracțiunile și crimele comise pe teritoriul ucrainian. Este o parte foarte importantă a activității de a duce infractorul în fața justiției și de a strânge probe privind aceste infracțiuni și crime. Este necesară expertiză și apreciem sprijinul care ne-a fost arătat față de partenerii internaționali. Trimit echipe de anchetă în Ucraina pentru a documenta aceste crime și pentru a strânge probele. Vreau să folosesc această șansă pentru a remarca și de a exprima aprecierea noastră pentru rolul, pentru atenția acordată de România în ceea ce privește cazurile inițiate de Ucraina la diferite instanțe. Acestea fiind spuse, vreau să remarc de asemenea că Ucraina are consultări active în ceea ce privește stabilirea unui tribunal special care să aducă în fața justiției comandanții militari pentru crimele de agresiune. Analiza juridică care a fost realizată de avocații noștri împreună cu parteneri din alte țări arată că că acest curs juridic nu există jurisdicție pentru a face judecăți în ceea ce privește crimele de agresiune. Vedem că este vorba de o crimă regională comisie de liderii ruși care a dus și care au scos la iveală alte crime de război și crime împotriva umanității. Este necesar să se stabilească responsabilitatea pentru crimele de agresiune pentru a preveni revenirea unor astfel de crime. Vom continua dialogul după o scurtă pauză. Mr. Ambassador, how would you evaluate, domnule ambasador, cum ați evalua importanța nivelului diplomatic atunci când vorbim despre sancțiunile pentru Rusia? Sancțiunile joacă un rol important în suprimarea capacității Kremlinului de a continua războiul. Apreciem ultimele sancțiuni aplicate al 8-lea pachet aplicat de Uniunea Europeană. Acum vedem discuții despre un alt pachet de sancțiuni. Au un rol important. Ce trebuie avut în vedere este că sancțiunile trebuie să echivaleze cu încălcările comise de Rusia.
Russia takes atunci când vedem că Rusia steps ia măsuri de escaladare și încercând să și anexeze teritoriul ucrainene, încercând să pur și simplu să acapareze teritoriul unui stat suveran, răspunsul trebuie să fie foarte puternic, pentru că este o încălcare foarte gravă a normelor dreptului internațional. Când avem acum o situație de bombardament masiv și de atacuri teroriste asupra orașelor ucrainene și asupra infrastructurii energetice critice, considerăm că în evaluările noastre arată că atacurile ruse au avariat o mare parte din infrastructură. Din nou, răspunsul trebuie simetric și foarte puternic. Vedem că este necesar să se țintească sectorul energetic rusesc și ar fi corect. Sancțiunile trebuie îndreptate și pentru că și în raport cu ceea ce au făcut la centrala Zaporoșie, unde oficialii Rosatom intervin în operarea acestei centrale. La începutul acestei săptămâni, două bombe în Lviv au fost asupra a două centrale electrice. Din nou, este foarte clar, indică foarte clar că atacurile rusești atacă infrastructură critică. De asemenea, trebuie să abordăm sau să țintim sectorul energetic rusesc cu sancțiuni. Ceea ce este nevoie să tăiem veniturile, canalele de venituri care vin către autoritățile ruse și continuă să finanțeze războiul împotriva Ucrainei și împotriva Europei. Suntem foarte clari în această privință. Nu este vorba doar de Ucraina. Nu este doar despre securitatea ucrainienei. Este vorba despre Europa și viitorul Europei. Suntem într-un moment de cotitură în care valorile de bază ale democrației, libertățile și statul de drept sunt provocate și încălcate în mod și sunt încălcate de un regim autoritar. Trebuie să apărăm valorile care sunt înrădăcinate în această civilizație europeană sau altfel iar vom avea un viitor decis de bombe și de bombe care sunt în proprietatea unui stat. Pentru că acesta este unul din obiectivele regimului rusesc. Dacă ne uităm din martie până în octombrie în acest an la valurile de sancțiuni, ar trebui să fie mai puternice. Este imperativ să continuăm să creștem presiunea prin sancțiuni asupra Rusiei. Sunt modalități prin care să facem acest lucru. Avem consultări în ceea ce privește anumite măsuri care pot fi luate. Ce ar avea un impact important are legătură cu sectorul energetic rusesc, cu veniturile pe care continuă să le primească din gaze și petrol. Sunt alți pași care pot fi luați în ceea ce privește sectorul financiar rusesc. În ceea ce privește schimburile comerciale rusești, este important să impunem embargouri pe exporturile rusești. Sunt decizii dureroase, dar sunt necesare pentru a priva Rusia de venituri care sunt utilizate ca să finanțeze acest război. Dacă ne uităm la cifre, domnule ambasador, pe care le avem în România, când ne uităm la refugiați de la începutul lui februarie, pe când conflictul nu începuse încă,
până la începutul lui octombrie. La nivel național, în România au intrat 2.500.000 de peste 2 milioane de refugi, cetățeni ucrainieni. Când ne uităm la cifrele din august, aproximativ 19.000 de cetățeni sunt încă aici în țara noastră. Aproximativ 4.300 au găsit locul de muncă în România. Care este situația refugiaților pe care i-ați menționat la începutul discuției? 14 milioane în afara Ucrainei. Cum le vedeți viața? Cum le-a evoluat viața din februarie până acum? În ceea ce privește cetățenii ucrainieni care au fost forțați să plece din țară, să caute siguranță în afara granițelor Ucrainei, suntem în strânsă legătură cu ei și cooperăm cu autoritățile din țările gazdă care răspund nevoilor lor. Vreau să mulțumesc și asistenței care le-au fost oferite de autoritățile române ucrainienilor, dar și asistenței oferite de mulți cetățeni ai acestei țări care în mod privat și-au oferit ajutorul ucrainienilor care veneau aici. Într-adevăr, a fost un exemplu de empatie și solidaritate cu oamenii din țara vecină care au devenit victime ale unei agresiuni externe. Numărul organizațiilor internaționale care sunt profund implicate să ajute la atenuarea sau să răspundă la nevoile ucrainienilor. Și studiul care a fost realizat arată că peste 80% din cei plecați sunt copii și femei și aproape 40% sunt copii. Majoritatea vor să, și de-abia așteaptă să se întoarcă în Ucraina. Pentru că sunt familii separate, bărbații au rămas în Ucraina, unii s-au alăturat forțelor armate sau forțelor de apărare, alții au continuat să muncească și să contribuie astfel la economia Ucrainei și să susțină economia Ucrainei. Pe când femeile și copiii care sunt în alte țări doresc să caute siguranță, dar vor să se întoarcă acasă și să acest lucru subliniază și importanța, din nou, a hotărârii noastre de a continua să ne îndreptăm către încheierea acestui război și reinstituirea pacii și siguranței pe teritoriul Ucrainei. Din nou, o spun, în cadrul granițelor recunoscute internațional. În prezent, ucrainienii de aici, din România, se integrează în societățile locale, copiii merg la școală. De asemenea, își continuă studiile conform programei ucrainene, folosind platforme de învățământ la distanță, înființate de Ministerul Educației din Ucraina și de școlile din Ucraina. Deci mulți, desigur, se simt în siguranță aici și este foarte important. Au unele nevoi care trebuie îndeplinite, simt nevoia de a învăța această limbă din țara din România, de a se integra cu oamenii de aici. Și vor să se întoarcă.
Pe 15 iunie, dumneavoastră ați prezentat scrisorile de acreditare ministrului de externe în București. Cum vedeți acest oraș? When I arrived to Romania, to Bucharest, când am ajuns în România, în București, în prima zi din iulie, a fost a doua oară când am venit în această țară. Prima oară a fost o vizită de o zi, acum 15 ani. Când eram membru al unei delegații a președintelui Ucrainei care a venit în vizită în România. Impresiile din vizita aceea foarte scurtă sunt foarte îndepărtate. Acum descoper orașul, descoper țara și o fac cu un mare interes și entuziasm. Găsesc multe similarități între România și Ucraina. Găsesc multe bucăți minunate de arhitectură aici în capitală. Și de asemenea de-abia aștept oportunitățile de a vizita alte regiuni din țară pentru a avea o imagine mai completă. Dar până acum aș spune că am o impresie pozitivă și de-abia aștept să aflu mai mult despre țară, despre oameni, despre tradiții. Un lucru care este foarte important pentru mine acum este acest exemplu de solidaritate și sprijin față de Ucraina pe care le-am văzut în cele câteva luni de când sunt în România. Este foarte important pentru noi. Pentru că eu cred că ucrainienii sunt traumatizați de acest război. De raidurile aeriene constante, de alarmele care sună peste tot în țară. De aceea este așa de important să știm că există acești oameni care stau alături de tine, care te sprijină și asta ne oferă multă încredere. Este ceva care apreciez foarte mult. Ne puteți spune care a fost primul loc pe care l-ați vizitat în București? Besides your office. Primul în afară de biroul dumneavoastră și de ambasadă. Primele locuri pe care le-am vizitat, s-a întâmplat de fapt un tur al orașului cu mașina, cu un ghid român, cu un coleg de la ambasadă. Am vizitat locurile care probabil sunt obișnuite pentru orice nou venit în București, începând cu clădirea Parlamentului. Dar în weekendurile, în weekend care a urmat, am vizitat câte mai multe muzee, galerii în partea de centrală a Bucureștiului. Și mi-au plăcut. Și de asemenea intenționez să vizitez alte muzee și galerii aici în capitală. Intenționez să învățați limba română mai mult decât știți acum, bineînțeles. În mod clar, voi depune un efort să învăț limba. Am studii în limbi străine, le-am studiat la facultate, am avut ca limbă principală engleza, dar la un moment dat am început și germana, italiana,
deci sunt vorba de studii rudimentare ale acelor limbe, dar totuși au stabilit un fundament bun pentru a studia alte limbi străine. În mod clar, vreau să învăț cel puțin un pic de română. Foarte pe scurt, mai avem un minut. Ce ați spune că este în mod, care este particularitatea timpului petrecut aici în calitate de ambasador, având în vedere că avem o graniță comună pe vreme de război, granița de nord? Trebuie să facem mai multă pentru a spori conectivitatea între cele două țări. Când vorbesc de conectivitate, implică multe aspecte ale conectivității. Conectivitate economică, socială, financiară, contacte între persoane. Deci o văd ca o sarcină majoră pentru mine și pentru activitățile pe care le desfășurăm în ambasadă, alături de partenerii noștri români. Domnule ambasador, încă o dată mulțumim că ați fost prezent la Euronews. Mulțumesc pentru acest interviu. În continuare, suntem confruntați cu diverse provocări. Războiul continuă, oamenii continuă să moară, deci este foarte important pentru noi să rămânem uniți, să înțelegem că deși suntem în această luptă și de ce trebuie să o câștigăm pentru viitorul nostru și pentru viitorul generației viitoare. Ambasadorul Ucrainei la București, în platoul Euronews România, doamnelor și domnilor.